Această emisiune conține plasare de produse. Salutare, dragi prieteni, ziua bună și bine v-am găsit alături de Busuioc TV, alături de emisiunea copiilor. Păi și după cum știți, dacă ceasornicul indică ora 10, atunci noi venim să vă aducem multe zâmbete și energie pozitivă din platoul copilăriei, prin intermediul celor mai diverse și interesante rubrici pregătite special pentru ochișorii curioși ce stau în fața micilor ecrane, dar și cunoscând alți micuți de vârstă, dar cu aspirații mari. Doar că nu e posibil să facem o zi fără minuni, pentru că le mulțumim celor de la Plan Natal pentru vestimentația oferită, dar și fără mișcare și înviorare. Tocmai de aceea vă îndemn să urmăriți rubrica Busu Yoga, desfășurată la Fitness Doza, dar și să-i urmăriți pașii. Bună dimineața, dragi telespectatori! Dumneavoastră sunt eu, Denis Cersac, și ajutorii mei, Olivia, Nikita și Antonio. Azi vom învăța o nouă posibilitate a corpului nostru, o vom studia respirația noastră. Deci, trebuie copii să înțelegem așa un lucru. Deci, atunci când facem careva efort, fie ceva sport, fie în viață, fie orice, da? Noi nu trebuie să uităm de respirație. Trebuie să înțelegem așa o nuanță simplă, da? Atunci când este mișcare, atunci este respirație. Și ideal este atunci când se face mișcare concomitent cu această respirație. Ținem spatele drept, facem așa o mișcare, da? Facem, inspirăm și expirăm. Și vedem așa un lucru, da? Inspirăm, noi ne întindem. Expirăm, noi ne relaxăm, da? Atunci când noi facem o mișcare cu mâna, zicem mișcăm cu mâna, ridicăm sus, ridicăm jos. Ridicăm mâna sus, toți o ridicăm, coborâm jos, da? Noi facem mișcare cu mâna, concomitent trebuie mișcarea dată să o facem cu respirație, adică facem. Sau zicem, facem o mișcare repede, da? Zicem, alergăm, facem mișcare ca alergare. Alergăm, alergăm, alergăm. Cum ar fi o respirație în timpul alergării, da? Facem felul următor. Adică respirația este la un, la câțiva pași, un anumit număr de pași facem inspirație, un anumit număr de pași facem expirație, da? Inspirăm și expirăm, da? Deci numai decât să facem așa un lucru. Și azi vom învăța câteva exerciții de respirație. Exercițiile constau în felul în poziția următoare. Stăm în poziția așezată, așezată drept, Nikita, stăm drept așezați. Deci vom lucra cu abdomenul. Aici, dragi spectatori, vă dau așa o mică nuanță. Poziția spatelui nostru lucrează foarte bine atunci când stăm în poziția dreaptă, așezată, atunci când partea lombară se mișcă în față. Deplasăm toți poziția partea lombară în față. Îndreptăm spatele cu asta și în această poziție noi putem sta mult, bine, încrezut și în poziția odihnită, da? Deci ca să ținem un spate odihnit, trebuie să ducem partea lombară în față. Și în poziția așezată este poziția ideală pentru a sta așezat. Atunci când noi suntem în picioare, se face poziția inversă. Când ne ridicăm, partea lombară se întoarce invers, în spate. Se retrage codița, se îndreaptă spatele nostru. M-ați înțeles, copii? Deci, încă o dată, principiul de bază. În picioare, partea lombară se retrage. Nikita, ne ridicăm în picioare, retragem partea lombară. Copiii noștri sunt de dimineață și tot mai dormitează puțin. Deci, retragem partea lombară, suntem în picioare. Și atunci când noi ne așezăm, această parte lombară o deplasăm unde? În față. Și atunci îndreptăm, compensăm spatele nostru. Lasă-mă eu, așa. Deci asta este o mică nuanță care o să vă ajute foarte bine să mențineți spatele drept, așezat, ca să-l țineți odihnit. Exercițiile de respirație copii sunt următoarele. Deci ținem mânuța aici jos la abdomen. Și facem așa o mică nuanță. Ne imaginăm că abdomenul nostru este ca un balon. Luăm un ac, Nikita. Luăm un ac și spargem acest balon, facem. S-a desinflat balonul.
Încă o dată, inspirăm. Luăm acul, facem așa. Și spatele rămâne drept. Se mișcă doar abdomenul nostru. Încă o dată. Deci, ținem cont ca respirația să fie partea de jos a abdomenului. Această respirație ne dă o odihnă, ne dă o corectitudine a respirației. Și atunci când suntem obosiți, respirând cu partea de jos a abdomenului, o să facem o odihnă și o să recuperăm puterile noastre. Ridicăm abdomenul, inflăm și respirăm cu partea abdominală. Ținem mânuța sus, ținem mânuța jos și vedem cutia toracică, pieptul nostru stă nemișcat, partea de jos stă în mișcare. Respirăm. Suflăm aerul și inspirăm. Inspirăm, iar. Inspirăm. Expirăm. Inspirăm. Așa. Ca să facem o respirație mai corectă, noi trebuie să ținem cont de încă o condiție, da? Expirăm mult mai mult decât inspirăm. Inspirăm 1, expirăm 2. 1, 2. O treime. O treime inspirăm. 2 treime expirăm. Inspirăm. Expirăm. Inspirăm 1. Expirăm 1, 2. Expirația trebuie să fie în două ori mai lungă, cel puțin, în două ori mai lungă ca inspirația. Atunci când lucrăm mișcări de respirație, să nu fie amețeală, noi facem expirație mult mai lungă decât inspirația. Facem împreună. Încă o dată. Binișor, toți odată. Asta este baza respirației corecte. Această respirație o să vă ajute foarte mult. Atunci când dați efort fizic, atunci când aveți nevoie să vă odihniți, să vă recuperați puterile. Următoarea respirație pentru alergii, cutia toracică, pentru alergii, amplituda plămânilor noștri, facem felul următor. Inspirăm copii cu abdomenul și după asta pieptul. Adăugăm. Expirăm pieptul, expirăm abdomenul. Încă o dată, copii, fiți atenți. Prima facem, inspirație cu abdomenul. Pieptul rămâne în poziția inițială. Partea de jos a plămânului este umflată, ridicăm și partea cutiei toracică. Menținem abdomenul umflat și adăugăm și pieptul. Expirăm pieptul, expirăm abdomenul. Continuăm. Abdomenul, pieptul, pieptul, abdomenul. Încă o dată, abdomenul, pieptul. Expirăm pieptul și abdomenul. Pentru a lărgi amplitudinea plămânilor noștri, o să facem așa un lucru ca reținere respirației. Reținere respirației până la inspirație și după expirație. Pe lângă aceste nuanțe, noi adăugăm încă câteva mici corectitudini. Adăugări, da, zicem. Când facem o inspirație de plină, putem face reținere respirației și expirație de plină și iarăși facem pauză. Menținem poziția. Iarăși inspirăm. Pieptul, reținem poziția, expirăm. Pieptul, expirăm burta, reținem expirația. Acum, copii, încercați să faceți o expirație de plină. Pauză. Și inspirăm. După aceste pauze, facem respirație liberă. Acestea sunt câteva exerciții din exerciții de respirație care o să vă ajute să ridicați amplituda și să lărgiți plămânii voștri. Cu asta noi azi finisem.
Vă doresc o zi frumoasă în continuare și la noi revedere! Sper că în aceste câteva minute de Busu Yoga v-ați înviorat, ați prins la puteri și v-ați ales cu dorința de a face ceva. Sau mai bine zis, de a crea ceva. Ceva foarte frumos și drăguț, căci urmează rubrica Atelierul de Creații, de la care de fiecare dată ne alegem cu câte ceva pe plac ochișorilor curioși și amănuților dibace. Bună ziua, copii! Astăzi vom face cu voi un puișor. Unul simplu de tot, așezat într-un ou. Pentru asta vom avea nevoie de foaie albă, foaie galbenă și oranj și de doi ochișori. Să începem! Mai întâi desenăm oul pe foaie albă. O desenăm ușor, nu pronunțat. Creionul nu apăsăm, după care, pe mijloc, desenăm o ferestruică spartă, din care va ieși puișorul nostru. Decupăm acest ou. Ștergem cu rădăieră creionul care se vede pe margine. Ferestruica o vom decupa cu cuțitul și nu cu foarfecele. Deci punem un suport ca să nu tăiem masa și cu ajutorul cuțitului și a riglei vom decupa această ferestruică. Scoatem această ferestruică, creionul care se vede îl ștergem cu rădăiera și ferestruica dată o punem peste culoarea galbenă pe care o avem noi. Desenăm un oval de aceeași dimensiune și îl decupăm cu farfecele. Este gata. Îl încleiem în dosul acestui ou. Oul e gata. Rămâne să încleiem ochișorii, ciocul și două piciorușe. Avem ochișorii gata. Voi, copii, dacă nu aveți așa ochișori, puteți decupa din hârtie albă. Așa, ciocul de culoare oranj, decupăm în triunghi. Creiem puișorului. Pentru piciorușii vom avea nevoie de două fâșii galbene. Le tăiem cu cuțitul și cu ajutorul riglei. Nu uităm să le tăiem deasupra foii și nu pe masă, ca să nu stricăm masa. Aceste fâșie o îndoiem de mai multe ori. Așa.
Aceste segmente îndoiate le încleiem în josul oului. Ele pot fi atât verticale în jos, la o distanță mică una de alta, cât și aproape una de cealaltă, pot fi sub formă de triunghi. Alegeți voi cum faceți. Eu le fac paralel în jos. Și în partea de jos am nevoie de degete, lăbuțe. Le voi desena pe hârtie oranj. Lăbuță cu trei degete. Pentru a căpăta două lăbuțe, voi îndoia foaia și voi decupa forma dublă. Le încleiem la aceste piciorușe. Unul. Puișorul nostru este gata, copii. Încercați voi neapărat, cât mai mulți. Noi însă ne revedem data viitoare. Pa, pa! Iar acum, iată că a venit și timpul să cunoaștem primul invitat din emisiunea noastră și haideți să vedem ce talent are. Dragi prieteni, astăzi la emisiunea copiilor îl avem prezent pe Cătălin Gușevatei și ca de obicei vom încerca să-i descoperim talentul. Cătălin, te salut cu mare drag! Bună ziua! Spune-mi, te rog, inițial ceva despre tine. Mă numesc Cătălin Gușevatei, am 13 ani, învăț la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu. Profesorul meu de acordeon îl cheamă Petru Știucă și sunt mândru de acest lucru. Deci pasiunea ta este acordeonul? Da. Și de cât timp faci muzică? Muzica o fac de 6 ani. Însă, de unde vine dragostea pentru muzică? În familia ta sunt persoane care au tangență cu acest domeniu? Da, mama mea lucrează în orchestra Lăutarii. Tatăl meu cântă la trompetă. Anișoara Dabija, pe mama mea o cheamă, și pe tatăl meu Dumitru. Și totuși, cine a venit cu ideea? Uite, ar fi bine pe Cătălin să-l dăm la niște ore de muzică. Dacă părinții mei sunt muzicieni și copilul lor ar vrea să devină tot un muzician. Deci a fost o decizie de comun acord? Da. Și tu de ce rezultate te bucuri? Tocmai 6 ani făcând muzică, deja pot să te consider eu fiind un veteran în muzică. Am fost la 2 concursuri naționale, am luat premiul 1. Am fost, nu de mult am fost la un concurs în Rusia. Părere de rău, n-am luat cel mai înalt loc, dar oricum mă mândresc că am fost la un concurs internațional. Și am mai fost tot la multe concerte și concursuri. Păi, totuși bănuiesc eu că experiența contează mai mult. Da. Și părinții cum sunt? Sunt mândri? Da. Le spun și prietenilor, uite, Cătălin a mai luat un loc? Da, am un prieten care se mândrească că au... Că te-au pe tine de prieten. Da. Dar vreau să te întreb, fiindcă mi-ai spus cu părere de rău, nu ai luat niciun loc la concursul din Rusia. Cum reacționezi tu atunci când norocul e mai puțin de partea ta? Încerc data viitoare să mă perfecționez. Dar nu te întristezi, nu spui gata, nu mai vreau. Nu mai vreau să fac acordeon. Nu, din contră. Vreau mai mult să mă ocup și să devin mai... Te motivează și mai mult să muncești? Da. Și ce gen de muzică îți place mai mult? Îmi place și muzica clasică, cât și populară. Deci e ușor să le combini? Îți reușește să le combini pe ambele? Da. Uite, dar totuși ai 6 ani de muzică, făcând muzică. De câte ori ai ore pe săptămână? Am 3 ore pe săptămână. Marți, 2, joi și sâmbătă. Și nu obosești? Fiindcă, evident, ești și elev. Da, am și lecțiile generale, de făcut și lecțiile muzicale, dar și nu e foarte ușor de le combinat.
și nu obosești. Nu spui, gata, vreau și eu o adolescență obișnuită ca ceilalți copii. Mă gândesc că dacă o să mă ocup și o să fii și o să am mai multe concursuri, cred că are, este mertul. Te vei bucura și de rezultate frumoase. Da. Și fiindcă tot inițial ai menționat tu, sunt mulți prieteni care se bucură că te au pe tine în calitate de prieten. Câți prieteni ai tu? Nu știu, nu număr prieteni. Sunt mulți? Da. Și cu prietenii, cum îți petreci timpul? Mai mult, cel mai mult la școală. Deci, mai mult la școală ai timp pentru ei? Da. După ore? Și după ore, dar după ore deja trebuie să fac temele și multe altele. Sau după ce termin temele, tot am timp cu prietenii. Păi, și ce faci atunci când te vezi cu prietenii? Ce activități aveți? Ce subiecte abordați? De obicei ne jucăm cu mingea sau dacă nu ne ducem, ne jucăm diferite jocuri și tot așa, sau pe calculator. Pe lângă muzică, mai ai și alte pasiuni? Nu. Deci te dedici în totalitate muzicii. Da. Și acum vreau să te întreb, ce-ți dorești tu să devii în viitor? Vreau să devin un acordeonist perfecționist, un muzician de mare valoare. Păi și am uitat să te întreb, uite, de ce anume acordeonul l-ai ales din toate instrumentele? Când eram mic am vrut să cânt la țambal, dar într-o zi am întrebat-o pe mama ce instrument poate cânta și melodia și acompaniamentul. Și mi-a zis că acordeonul. Și de atunci m-am decis că vreau să cânt la acordeon. Tu încă nu ai melodiile tale proprii? Nu. Însă te-am mai văzut eu prin concerte, alături de mama ta. Da. Cum este să cânti cu mama pe aceeași scenă? Cum este să împarți aceeași scenă? E o bucurie imensă și o mândrie căci cânt alături de mama mea. Păi, și te pun la muncă? Da. Și tu ce spui? Sau ești un copil ascultător? Da. Câteodată da, câteodată nu. Depinde de moment. Aici vreau să ajung, fiindcă dacă ar fi să lăsăm scena puțin la o parte, cum este Cătălin acasă? Ești un băiat răsfățat, ești un băiat ascultător, ești un băiat așa mai energic. Sunt grijuliu, am grijă de frații mei, am grijă în general de tot ce am. O mai ajut și pe mama? Da. Cu ce o ajuți? Curățenia, vasele, câteodată când se duce la spectacole, fac mâncare la frățiorul meu mai mic. El cum se numește? Îl cheamă Cristi. Cântă la vioară, tot la liceul Ciprian Porumbescu. O familie de muzicieni. Da. Și dacă tot ai un program plin de activități, uite, face muzică, ești un elev. Bănuiesc eu că ești un elev bun, nu? Da. Însă, care a fost cea mai mică notă care ai adus acasă cadou? În rucsac. Cred că 7. În general sau... Da. Pe parcursul anilor școlari, ce notă a fost cea mai mică la tine și care ai adus-o acasă? Am avut câteodată și note de 5-6. Când s-a întâmplat? Când am făcut tema sau n-am reușit, că am avut programul mult, am avut programul încălcat. Dacă, ziceam eu, dacă tot ai un program încărcat, vreau să te rog să vii cu un sfat pentru copiii care își petrec timpul doar în diferite jocuri, doar pe internet și altceva nimic. Ce le-ai spune tu? Să-și găsească o ocupație care primul să le placă și să primească plăcere de la ce activitate. Cătălin, vreau să te întreb acum ce ai pregătit tu pentru noi astăzi? Am pregătit un vals de Eugen Doga, Paris de Cascade și asta. Dragi prieteni, iar eu vă îndemn în cele ce urmează să nu schimbați postul de televiziune și să-l admirăm împreună pe Cătălin. Thank you.
Cătălin, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta la noi în emisiune și evident te așteptăm cu mare drag și următoarea dată. Mulțumesc mult asemenea. Cunoscut primul invitat din cadrul emisiunii noastre, iată că doza de informare nu se oprește aici, căci ne vom teleporta repejor în domeniul tehnologiilor avansate. Și vom afla ce s-a mai inventat, cu ce obiecte ne putem ușura viața. Haideți să aflăm cu rubrica Mr. Gadget. Iar acum vă prezentăm un roboțel cu adevărat genial, căci într-o singură jucărie găsești 14 tipuri de roboței, împărțiți în două categorii de dificultate. Prima categorie include țestoasă, gândac, cad, barcă, câine și roată, iar a doua ceva mai dificil, poli, auto, alunecător, surfer, zombie, crab și rânduri. Micul roboțel se mișcă fără baterii, cu energie solară. Tot ce trebuie să faci este să-l așezi în lumina directă a soarelui. În plus, panoul solar are polaritate ajustabilă pentru schimbarea direcției. Capul este retractabil și mișcarea rotului intern este vizibilă alegând o carcasă transparentă. Eco, isteț, divers și extrem de distractiv. Micuțul roboțel ne învață despre energia solară și ne tratează capacitățile. Și ca bonus menționăm că roboțelul este fabricat din materiale reciclate. Construiește oricare din cele 14 tipuri de roboței și folosește-i împreună cu prietenii tăi, distrându-te mai mult decât oricând. Continuare, dragi prieteni, ne vine o scurtă repriză de publicitate. Rămâneți cu ochii doar pe Busuioc TV și nu plecați departe. Această emisiune conține plasare de produse. Dragi prieteni, iată ne reveniți după o scurtă repriză de publicitate din nou în platoul copilăriei, unde mai avem multe să vă prezentăm. Păi chiar în continuare urmează să privim rubrica Pictura, care consider că e binevenită pentru micuții telespectatori. Salutare, dragi copii! Astăzi vom desena cu voi o broască țestoasă. Broască țestoasă fără carapace. Să începem! Îi facem capul. Capul va fi rotund. Îi facem corpul, care va fi mai mic decât capul. În schimb, îi facem două piciorușe mari. Și încălțăm neapărat. Și încălțăm broscuța noastră țestoasă. Mânuțe. Facem degetele. Și degetele de la cealaltă mână. Îi facem doi ochi. Un cerc și celălalt cerc mai aproape de partea stângă. Îi facem două semicercuri mari. Primul întretaie linia capului și exact aceeași formă la celălalt ochi. Deasupra acestor pupile desenăm pleoapele și nasucul. Gurița mare, neapărat să zâmbească și pentru ca se asemene mai mult cu broască țestoasă, îi facem niște pete pe cap. Petele acestea le desenăm în regiunea obrajorilor. Putem contura. Conturăm ochii cu pleoape, pupilele,
nasul și gurița. Conturăm corpul și picioarele. Brăscuța noastră testoasă este gata. Noi ne revedem, copii, data viitoare. Pe curând! Și acum sunt foarte curios să facem cunoștință cu cel de-al doilea invitat din emisiunea noastră și cred că și voi sunteți plini de curiozitate. De aceea îndemn să rămâneți cu ochii spre micile ecrane. Dragi prieteni, astăzi vom face cunoștință cu Alexandrina Palcă, fetița care bănuiesc eu că își moștenește talentul de la tatăl său pe nume Veaceslav Palcă. Dar în cele ce urmează vom afla și părerea ei. Salut, Alexandrina! Salut! Ce faci? Cum te simți? Mă simt foarte bine la voi în platou. Da, îmi pare bine și îți mulțumesc că ai acceptat să vii la noi în emisiune și vreau inițial să ne spui câte ceva despre tine. Câți ani ai? Cu ce te ocupi? Care sunt pasiunile tale? Eu mă numesc Palca Alexandrina, am 12 ani, sunt elevă la Liceul Teoretic Nicolae Iorga în clasa 6-a, frecventez școala de dans Black and White și îmi place foarte mult să cânt și să dansez. De cât timp tu faci muzică, faci dans? De la ce vârstă ai început? Fac dans și muzică de la vârsta de 2 ani și 9 luni și îmi place foarte mult ceea ce fac. Uite, făcând dans de la 2 ani și 9 luni, făcând și muzică, nu ai avut momente în care să spui gata? Renunț, am obosit, vreau copilărie normală, vreau și eu ca toți copiii să ies afară, să mă joc. Cum reacționezi tu? Cum treci? Nu au fost așa momente, pentru că eu sunt îndrăgostită în această pasiune, muzica și dansul, și pentru mine sunt cele mai importante și iubesc ceea ce fac foarte mult. Păi și atunci dacă te întreb de unde vine această pasiune, unde sunt rădăcinile dragostei pentru dans și muzică respectiv? Muzica o fac, pasiunea este de la tăticul meu și el fiind acordeonist de profesie, iar dansul singurică și mă descurc foarte bine. Și cine din familia ta a venit cu inițiativa de a te înscrie la niște dansuri? Cu inițiativa am fost eu, pentru că dansam foarte la multe petreceri, chiar și acasă, și am decis ca să merg la școala de dans. Și ce rezultate ai obținut tu până acum? Căci bănuiesc eu, făcând toate aceste lucruri de la 2 ani și 9 luni, trebuie să te bucuri deja și de rezultate frumoase. În toți acești ani am participat la foarte multe concursuri, festivaluri, dar cel mai important concurs pentru mine a fost Portativul Veseliei din Craiova, unde am câștigat festivalul și am luat trofeul din mâna interpretului Mihai Tristariu. Mihai Tristariu este un idol de-al tău? Da, îmi place foarte mult cum cântă. Și evident că vreau să te întreb cum reacționează părinții tăi atunci când Alexandrina vine acasă cu încă o medalie, cu încă o diplomă, cu încă un trofeu. Părinții mei sunt foarte mândri de mine și mă susțin în tot ceea ce fac. Tăticul meu este foarte bucuros când vin de la concursuri cu premiu întâi și locuri foarte bune, el se bucură foarte mult. Și cum arată dar un program din ziua ta? Dimineața mă trezesc, merg la școală și apoi urmează canto, dansuri, vin acasă și încep să-mi fac temele și mă culc și dimineața din nou așa este, așa aproape. Datorită unui program atât de încărcat, atât de plin cu activități, nu suferă calitatea studiilor tale? Nu suferă deloc. Ești o elevă bună? Da. Păi, dar dacă ar fi să te întreb acum, care a fost cea mai mică notă care ai dus-o acasă cadou părinților? Am diverse note, ca orice elev, și mai bune și mai rele. Păi, da, profesorii cum? Ce atitudine au față de tine? Sunt mai indulgenți sau totuși sunt profesorii severi, care cer cât mai mult din tine? Sunt și profesori severi, dar majoritatea profesorilor mă susțin în ceea ce fac și chiar se bucură de rezultatele mele și în cariera muzicală, dar și la învățătură. Dar avem parte și de turnee, pentru că presupun eu că multe concursuri, multe campionate se organizează și peste hotarele țării noastre la care tu ai participat. Nu te epuizează turneile? Nu mă epuizează, chiar îmi plac foarte mult pentru că reușesc să fac și excursii și mai văd orașul și lumea din celelalte țări.
Prin ce țări ai fost? Am fost mai multe concursuri, le-am avut în România și îmi place chiar foarte mult această țară. Păi și ce te-a captivat cel mai mult în România? Cel mai mult m-a captivat orașul Brașov și Craiova. Bănuiesc eu că în această turnee tu îți faci noi prieteni, noi cunoscuți, cu care ulterior comunici. Da, la concursuri chiar mi-am făcut foarte mulți prieteni cu care până acum comunic și ne înțelegem foarte bine. Știu că ai un canal pe internet în care postezi diferite cover-uri, să le spun așa, sau diferite piese de-a tale. Cum este? Câți urmăritori ai? Câte vizualizări? Ce postezi acolo? Postez cum cânt, la multe concursuri și la multe evenimente. Recent am făcut suma de 10.000 de abonați și am 11 milioane de vizualizări și mă bucur foarte mult pentru că mulți prieteni și mulți fani mă susțin în ceea ce fac și sunt foarte mândri de mine. Păi și tu acolo postezi doar ceea ce tu-ți dorești sau te mai provoacă și fanii tăi? Uite, aș vrea să ne interpretez piesa respectivă. Nu, postez ce cânt, fac înregistrările și apoi fac și videoclipurile unde cânt undeva și le postez. Păi și atunci, dar țin să te întreb, câte piese ai, câte videoclipuri ai adunat în palmares de te urmăresc fanii tăi și ai atâția la număr? Am filmate 6 videoclipuri ale mele proprii și am și piesele mele proprii. Dar piese nu știu chiar câte sunt, pentru că sunt foarte multe. Peste 60 de piese. Și cu cine colaborezi? Despre ce cânti? Care este subiectul tău preferat? Subiectul care predomină în piesele tale? Subiectul care predomină în piesele mele este despre muzică și dans și despre distracție, despre voie bună și îmi place foarte mult să cânt așa piese vesele. Cine îți face piesele? Sau colaborez cu diverse persoane? Am avut și colaborare cu Mariana Mihăilă, am făcut și cu ea o piesă, dar majoritatea pieselor mele sunt scrise de Eugenia Carabut-Andrieș. Deci bănuiesc eu că ea te simte cel mai bine, simte cel mai bine dorința și voința de a cânta. Așa este. Acum aș vrea să lăsăm puțin pasiunile tale la o parte și să întreb cum este Alexandrina acasă. Acasă Alexandrina este foarte muncitoare, îi place să o ajute pe mama, cât la curățenie, atât cât și în culinărie. Și părinții sunt mândri de mine și în această parte. Ce gătești cel mai des cu mama acasă? Care este mâncarea voastră preferată? Cel mai mult îmi place să fac cu mămica torturi. Și cine le mănâncă cel mai des? Mâncăm toată familia. Sunteți iubitori și amatori de dulce, da? Da. Altceva, altfel, în ce mod tu îți petreci timpul tău liber acasă, dacă îl ai? Cum îți place să-l petreci? Îmi place foarte mult să învăț piese de la interpreții mei preferați, adică Justin Bieber și Ariana Grande, pe care îi admir și îmi plac foarte mult cum cântă și mă pun deseori în fața calculatorului și încep a dansa. Iarăși, îți dezvolți activitățile tale. Dar cu prietenii tăi, cum stai? Cu prietenii stau foarte bine, ieșim deseori în oraș, ne distrăm și petrec timpul foarte bine. În cercul tău de prieteni mai predomină copii care frecventează diferite activități extrașcolare sau ești doar tu? Nu, am foarte mulți prieteni care frecventează dansuri, canto, mă împac foarte bine cu ei. Vă mai dați din când în când anumite sfaturi? Mai vorbiți, cum ar fi mai bine să dansați, să cântați sau... Desigur, ne dăm foarte multe sfaturi și ne înțelegem foarte bine ca o echipă. Păi și dacă chiar în timpul tău liber muzica nu-ți dă pace, cu prietenii discuți tot despre muzică, despre dans, vreau să te întreb, ce ne-ai pregătit astăzi? Astăzi v-am pregătit o piesă, Romeo și Giulietta. Să te admirăm cu mare drag! Nopțile în bar, lungi la infinit, inima-mi șoptește că m-am îndrăgostit. Peste tot în jur, văd doar fața ta, cât aș încerca, totuși nu te pot uita. Știu doar că nu mai pot ascunde sentimentul ăsta ciudat. Tu, Romeo, eu, Giulietta, iar eu vedeta, piesa mea e despre tine.
Alexandrina, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să vii la noi în emisiune. Îți mulțumesc pentru atmosfera creată aici în platoul emisiunii copiilor și evident te aștept și următoarea dată cu mare drag. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am fost foarte onorată să vin la voi în emisiune. Iar în continuare vom încerca încă o dată să vă demonstrăm că știința poate fi foarte distractivă. Iar în ajutor ne vin profesorii Atom și Gamma cu experimentele lor distractive. Salut tuturor! Bine v-am regăsit în laboratorul Mendelevium, alături de voi iarăși eu, profesorul Atom și profesorul Gamma. Noi continuăm să facem experimente, să vedem cea mai rece substanță de pe pământ, parmese, azotul lichid, minus 196 de grade. Adu-mi minte, te rog, profesorul Gamma, ce am făcut noi până acum cu azotul lichid? Noi am înghețat baloanele. Am înghețat baloanele. Am făcut cina noastră. O salată de fructe, da. Și ții minte, eu am promis că o să mai înghețăm câte ceva astăzi. Eu am pregătit pentru tine un mic cadou. Da, fiindcă ești un coleg foarte bun, eu ți-am pregătit ție... Așa. Oh. Ține. Mersi. Ok, nu te bucură tare, este pentru un experiment. Și acesta, și acesta, și acesta. Mm-hmm. Minunat. Acum, deci, până ce este două, eu le pun la o parte. Eu cred că tu îți dai seama ce vom face noi acum. Iarăși, avem nevoie de azotul nostru lichid, așa unde este el. Așa. Luăm și turnăm azotul nostru lichid. Așa. Am pus. Așa. Și punem toate florile aici. Poate pe rând le punem? Așa, da, ele toate deodată nu în cap. O să le punem pe rând. Câte două? Hai. Sau câte una mai bine? Ce zici? Da, chiar mai bine câte una. Așa, am luat niște crizanteme. Sincer, care sunt florile tale preferate? Trandafirii. Trandafirii, serios? Ia, mele, nu, de fapt, sunt trandafirii. Însă, acum, eu îți propun să înghețăm niște crizanteme. Ca să facem una care, uite, o crizantemă care a stat în azot lichid. Am pus-o așa la încercare. Cum crezi, este gata? Da, mi se pare că deja da, de mult deja da. Și ce o să facem noi cu ele? Uite ce frumoasă a devenit. Dar știi ce este cel mai important? Mm. Că a devenit foarte, foarte, foarte firavă. Au, au, au. Se simte, da? Cât de firavă da, este? Da, chiar se simte. Toate petalele au căzut, parcă sunt niște sticluțe. Și ce zici, că haideți și pe rieta să încercăm, vrei? Da, haideți. Așa, mai departe. A doua crizantemă punem. Așa, minunat. Uite deja cât de repede se evaporă tot azotul nostru lichid. Am luat-o, îl punem, îl ținem. Așa. Îmi permiteți mie? Da, încă. Și numără de la 10. 10, 9, 8, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Și ce s-a primit? Wow, ce frumos este! Minunat, așa? Frumusețe! Și... Ok, a mai rămas ceva din crizantemă. Ok, uite, cred că am luat 3. Poate și pe 3 punem la încercare. Wow! Bine, nu mai chinui floare și așa chinuită. Așa, uite, o luăm și pe a treia și încercăm deja și cu a treia. Wow! Totuși este foarte grozav. Uite, eu am avut pe aici, prin laborator, un ciocan. Dă-mi, te rog frumos, ciocanul. Dar unde și unde era? Așa, până când tu îl găsești, noi verificăm. Hey. Așa. Uite ce frumoasă a devenit, îmi permiți, te rog? Și uite cum... Și... Wow! Acest sunet, da? De parcă se sparge sticla chiar. Iată așa azotul lichid funcționează. Op! Profesorul Gamma, îți place ție totul să distrugi. Și uite cât azot încă ne-a mai rămas. Pur și simplu. Wow. Poate facem ceva?
Oh, desigur că o să mai facem, fiindcă noi mai avem multe, multe experimente cu azotul lichid. Ok, haideți să facem o mică concluzie și să înțelegem cum azotul influențează asupra diferitor obiecte. În primul rând, noi am încercat azotul nostru lichid, da, wow. Să punem în el baloane. Baloanele s-au făcut mici, însă nu s-au spart. Când le-am scos din azot, am început iarăși să le suflăm și ele au început iarăși să se revină la forma lor inițială. Apoi, noi am luat fructe. Am făcut o salată de fructe și bananele și mărul tot a înghețat. Noi am putut să le distrugem cu ciocanul și iarăși s-au stricat, parcă au fost niște sticle. Însă cel mai frumos totuși este când punem flori. În azot, de fapt, poate de pus totul. Mie mi-e interesant, el chiar tot îngheață. Mie tot când mi-e este interesant. Știi ce-ți propun eu? Ca în rubrica viitoare, noi să încercăm să punem acolo mâinile noastre. Sau chiar să bem azot. Chiar mâinile noastre? Tu știi, este un experiment foarte periculos. Însă, trebuie să încercăm să facem și aceasta. Voi copii, ce credeți? Trebuie să încercăm noi să riscăm cu mâinile și cu degetele noastre. Oh, da. Da, de pe tine cad încă până acum petalele de la flori. Însă, profesorul Gama, totul rămâne pentru rubrica viitoare. Acum, însă, bine, știi ce trebuie de făcut? Destrâns petale. Destrâns petalele, foarte corect. Dă-mi un 5 încă o dată, minunat. Iar noi copii, ne luăm rămas bun de la voi și ne revedem data viitoare. La revedere! Și acum dorim să vă provocăm la cât mai multe zâmbete și cât mai multă energie pozitivă. Pentru că am selectat cele mai hazli filmulețe în rubrica Funny Video. Haideți să urmărim! Prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Numele meu este Luminița și vreau încă o dată să le mulțumim celor de la Playa Natal pentru vestimentația oferită. Iar eu sunt Olivia și nu uitați că în fiecare weekend de la 10 la 11 vă deschidem ușile în platoul copilăriei la emisiunea copiilor. Pentru a nu rata nimic interesant, vă îndemn să vă abonați la pagina noastră de Facebook Busoc TV sau pe canalul nostru de YouTube. Pa, pa! Această emisiune conține plasare de produse.